Beneficiarii ajutorului de stat sunt producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit ordonanței de urgență a Guvernului. Prin desfășurarea activităților economice, grupuri de producători recunoscute sau organizații de producători recunoscute, care dețin, cresc sau exploatează păsări, respectiv porcine, individual sau în forme de asociere conform legislației în vigoare în scopul obținerii producției agricole. Solicitanții ajutorului de stat trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care se solicită ajutorul de stat înainte de începerea desfășurării activității. În baza cererii inițiale anuale, să își asume voluntar angajamentul ferm pentru utilizarea măsurilor tehnologice care asigură bunăstarea păsărilor sau bunăstarea și protecția porcinelor. De asemenea, să facă parte din forme asociative legal constituite, grupuri de producători recunoscute de stat, asociații economice sau cooperative de producție și valorificare, sau să fie membri ai altor organizații profesionale, să dețină autorizație sanitară veterinară pentru exploatație sau să fie înregistrat sanitar veterinar, să fie înregistrați în Registrul Agricol sau Registrul Național al Exploatațiilor al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru siguranța alimentelor, deținând un cod de exploatație. Producătorii agricoli din sectorul zootehnie pot beneficia anual de sprijin de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării și protecției păsărilor și porcinelor. Aceste angajamente presupun depășirea standardelor minime obligatorii pe care le îndeplinesc aceste exploatații. Anul acesta, cererile inițiale anuale se depun în perioada 1-15 octombrie pentru anul, respectiv intervalul, cuprins între 16 octombrie 2011 și 15 octombrie 2012.